Salutare și bine ai venit la un nou episod aici pe canal. Eu sunt LCH Gamer și astăzi vorbim și ne uităm la un video din Londra. Sunt, după cum vedeți, peste drum de Emirates, peste drum de casa celor de la Arsenal. N-am putut să nu iau asta pe mine, să se vadă locul 1 și locul 2 momentan, dar sunt cu primele două locuri ale campionatului din Anglia, aici, unul lângă altul. Ieri am fost cu băieții la un fotbal aici pe Londra. Este un fotbal ceva mai special decât cel pe care îl jucăm, de exemplu, în România, pentru că se joacă într-un fel de regim de sală, dacă pot să zic așa. Nu există outuri, poți să joci cu peretele. Porțile sunt undeva la jumătate de metru înălțime, 2 metri lățime, însă se joacă foarte ușor, 5v5 și cumva, na, regulile diferă. Portarul nu are voie să iasă din careu, poți să pasezi la portar și să o ia în mână, însă, cum am spus, nu există outuri, deci joci cu zidul. Dacă nu ești obișnuit, este tubionez din punctul meu de vedere, foarte greu. Și încă o chestie care e foarte greu la tipul ăsta de fotbal este că mingea se mișcă în continuu. Nu ai timp de respiro, nu ai timp de pauză, în continuu, în continuu mingea merge neexistând outuri și nici outuri de poartă. Gen, dacă șutezi pe lângă poartă și bounce-uie din perete și ajunge la un coechipier, el poate să șuteze. A, și nu putem să jutăm din interiorul careului. Bineînțeles că n-am putut să merg la fotbal și să nu mă lovesc. Trebuie să-l legi din nou? Să se vede.
mi-a dat în... Ce avem noastră de la stângul la penalti? Bă! Scorul a fost mult la mult, nu am stat să-l numărăm, căci am mers de fan și să vedem, adică cel puțin eu să văd cum este. Până una alta, ăsta a fost videoul pe astăzi, un pic de fotbal din Londra, ne revedem zilele viitoare cu meciul de pe Emirates. Iar până data viitoare, apăsați pe butonul de like, apăsați pe subscribe, dați și un share și poate și un comentariu care a fost faza voastră preferată din videoul pe care l-am prezentat. V-am pupat, să aveți o zi frumoasă. Pa!